Absolut neplăcut situația. Și nu odată am atras atenția chiar de aici, de la acest microfon, în același format care suntem aici, cu toții. Au fost și anterior o mulțime de cazuri, de acum nici nu mai știu la număr. Și nici nominal nu mi-a ținut pe toți. Și nu sunt sigur că lucrurile sunt în regulă nici la ora actuală. A stat și chiar am luat totul de la un cap la altul zilele acestea, am mai gândit încă o dată totul. Și îmi pun întrebarea, cum să procedez și eu mai departe? Dar am spus clar, așa cum 7-8 ani, și acum 4 ani, și acum 2 ani, și acum un an, când am venit în al treilea mandat. Standardele de lucru trebuie să fie altele, la alt nivel deja. Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Când toată Europa de Est se întâmplă chestiunea asta, de Vest, în Europa de Vest s-a întâmplat mai demult. Că atât în țările Baltice, în Polonia, în Cehia, în Croația, în România mai ales, că se vede aici, e aproape. Au venit alte timpuri, s-au schimbat, nu mai merge cum era pe vremuri. Și am spus doar că o să vină și la noi, o să se întâmple și la noi treaba asta, mai devreme sau mai târziu. Tot așa, am spus clar că s-au făcut demersuri la procuratură, la CNA, la structurile statului care au în competență această activitate. Să facă investigații și la nivelul primăriei și că noi nu avem nimic de ascuns. Și cine nu respectă nici înțelegerile care se fac la colegial atunci când începem o activitate și nici legea și celelalte lucruri, după aceea trebuie să suporte consecințele legii. Am spus clar, membrii par partidului.